Steagul Ucrainei flutură din nou în centrul orașului Herson. După 8 luni de ocupație, armata rusă s-a retras din oraș, iar în urma ei a distrus podul care făcea legătura cu malul de est al râului Nipru. Între timp, armata ucraineană a intrat în Herson, iar oamenii de rând au ieșit în stradă cu drapelul Ucrainei și îi îmbrățișează pe eliberatori. După mai bine de 8 luni de ocupație rusă, steagul Ucrainei a fost din nou arborat în centrul orașului Herson. La scurt timp după ce forțele ruse au părăsit orașul, oamenii s-au strâns și au așteptat în oraș intrarea primilor soldați ai armatei eliberatoare. Soldații ucraineni au fost întâmpinați în uralele mulțimii de steagurile ucrainene. Armata ucraineană a înaintat prin cel puțin 11 puncte de-a lungul întregului front din Herson. Viteza a fost favorizată și de faptul că armata rusă nu a avut timp să mineze drumul în urma ei. Președintele Zelenski a anunțat eliberarea peste 40 de localități din regiune. În paralel, armata ucraineană a bombardat punctele logistice ale armatei ruse. De cealaltă parte, forțele ruse din Herson par să se fi retras într-o relativă ordine. Pentru a-și acoperi retragerea, au distrus podul Antonovski, unul dintre puținele puncte de acces dintre cele două maluri ale râului Nipru. Forțele ruse au distrus inclusiv propriul ponton ridicat chiar la baza râului. Potrivit planului rusesc, odată retrase la est de râul Nipru, trupele ar urma să ia poziții defensive pentru a împiedica o înaintare ucraineană. Rusia a început de săptămâni bune să-și pregătească defensiva din zonă prin amplasarea de fortificații și de mine. Capacitatea armatei ruse de a opera în zonă a fost însă puternic afectată de bombardamentele constante ale Ucrainei, care în bună parte i-au vizat capacitatea logistică. Herson a fost primul centru urban major ucrainean care a căzut în mâinile armatei ruse după invazie. Controlul orașului a fost preluat în bună parte pe cale pașnică după ce autoritățile locale ucrainene au trădat în favoarea Rusiei. Prin pierderea lui, Rusia a pierdut însă controlul râului Nipru, pe care îl folosea pentru aprovizionare.